la inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, dragi ascultătoare, suntem la a treia întâlnire cu Ludmila Vlădescu. Cu siguranță multe dintre voi ați ascultat povestea vieții ei până acum, am să o redau pe scurt, ca să știți despre cine este vorba. Ludmila a fost crescută de tatăl ei de la 2 anișori, când mama a rămas cu fratele care era bebeluș, iar tatăl, fiindcă părinții s-au despărțit, a luat-o pe ea să o crească. Și astfel, copilăria a decurs foarte greu. A trăit în grija unui tată care nu i-a arătat dragoste, nu i-a arătat că poate avea valoare, a fost bătută mereu, mai târziu când a crescut și a fost adolescentă, a fost molestată, agresată de tatăl ei și viața i-a fost ca un coșmar, așa cum îi se întâmplă să mai viseze uneori. Însă Dumnezeu nu a lăsat-o. Acest coșmar a luat sfârșit oarecum, a plecat de la tatăl ei la 19 ani și s-a căsătorit repede, crezând că se va schimba totul. Căsătoria a fost un eșec, însă a rezultat un copil. Un copil pe care l-a recuperat de 2 ori până la 3 ani de la soțul ei, care îl a răpit de 2 ori. A doua oară, după ce a rămas cu fetița ei Adela, s-a petrecut însă altceva. Fetița s-a îmbolnăvit și a ajuns în spitalul de hematologie la Timișoara. Fetița a fost diagnosticată cu cancer, o tumoră la ficat. Ludmila a început un nou episod, episodul de la spital. Puține perioade în care a rămas și acasă, acolo și-a petrecut 2 ani și câteva luni. Însă la spital, în timp ce o parte a vieții se stingea, viața fetiței ei, în cealaltă parte a sufletului Ludmilei s-a deschis o fereastră spre cer. Acolo l-a întâlnit pe Dumnezeu, s-a bucurat de prezența lui în ființa ei. L-a cunoscut prin cei care știu să viziteze bolnavi și care se poartă frumos cu oamenii, copiii lui Dumnezeu. Bun venit din nou la întâlnirea noastră, Ludmila, și spune-ne, cum a decurs viața ta acolo, în spital, mai departe? Bine v-am regăsit! Am emoții când vorbesc despre trecut, pentru că unele amintiri mi sunt foarte dragi, altele sunt foarte dureroase. Dar știu că Dumnezeu a avut un scop în toate aceste evenimente. Și de multe ori, când suntem în suferință, nu mai vedem o cale de ieșire, nu mai vedem bucurie, nu mai vedem binecuvântare. Dar nu este așa, atâta timp cât privim doar în jos. Într-adevăr, vedem suferința și durerea. Când ne ridicăm ochii spre cer, spre Domnul nostru, vedem o dragoste mare. Vedem ajutor, vedem mângâiere și știm că Dumnezeu în tot acest timp veghează asupra noastră. Ne schimbă caracterul. Are un scop mai mare decât putem noi să-l vedem. Toate acestea le-ai înțeles tu atunci când l-ai descoperit pe Dumnezeu? Acolo în spital, citind acest verset. Veniți la mine toți cei trudici împovărați. Eram cuprinsă de o mare bucurie, cum spuneam și data trecută. Începeam să cunosc o lume nouă. Luam cunoștință de noi stări. Îmi dădeam seama că am o valoare mai mare decât o aveam până atunci. Că viața mea nu e destinată numai suferinței, numai durerii. Începeam să cunosc altfel de bucurie. Pentru prima oară când am iubit în viața mea a fost când am avut-o pe Adela. Atunci am cunoscut sentimentul, am trăit sentimentul ăsta de iubire. Acum era o nouă iubire. O iubire care mă copleșea, care mă făcea să văd o lume nevăzută.
Era o iubire care ți se dăruia. Da, era ceva ce primeam, ca un izvor care curgea asupra mea și mă inunda. După atâtea frustrări și după o asemenea copilărie și un asemenea început de viață cu o căsnicie ratată, era normal să fii avidă după fericire, după dragoste. Da. Cum ți s-a părut până aici boala fetiței tale și cum ai privit tu după ce l-ai descoperit pe Dumnezeu? Sau existența lui Dumnezeu într-o altă formă decât aceea de cântat niște colinde pentru bani și făcut câteva plecăciuni sau câteva cruci? Da, m-am gândit la boala lui Adela, într-adevăr, din altă perspectivă. Nu înțelegeam ce am înțeles mai târziu, dar o vedeam ca pe ceva ce se poate rezolva. Vedeam cum Dumnezeu ține mână în situația noastră și zice lui Mila, eu am să rezolv. O să am grijă de tine, o să am grijă de Adela. Ai să vezi ce minuni pot să fac eu. Am crezut în minunile lui Dumnezeu, cred și acum. Știu că Dumnezeu este în control. Știu că El vede dincolo de ce vedem noi. Mi-am pus toată încrederea în Dumnezeu. Mi-aduc aminte că mă rugam. Atunci învățam să mă rog. Mă rugam foarte mult. Îl vedeam pe Dumnezeu ca vindecător. Citeam din Biblie pasaje în care Iisus Hristos a vindecat copii, în care a vindecat oameni. Îl vedeam ca pe singura scăparea mea. Simțeam și o dragoste față de El. Simțeam că e ceva ce eu am nevoie. E ca și un loc în care tu aparții și descoperi târziu. Așa simțeam eu că locul meu e acolo în Dumnezeu, că s-a ascuns undeva în Dumnezeu și că trebuie să-mi descoper locul meu. M-am ajutat mult oamenii care îl cunoșteau deja pe Dumnezeu. Am văzut ce înseamnă să trăiești într-un alt fel de anturaj față de cum eram eu obișnuită. Am văzut ce înseamnă să-ți hrănești mintea cu alte lucruri decât cu răzbunare, decât cu vinovăție, decât cu speranțe deșarte. Am văzut ce înseamnă să-ți hrănești mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, cu dragoste, cu credință. Chiar și atunci au fost momente de suferință duse la extrem, dar au fost și momente de bucurie duse la extrem. Din ce cauză suferai? Sufeream când o vedeam pe fetița mea cum plânge, cum suferă ea, că nu pot să intervin cumva, să iau acea durere. Sufeream că nu am putere să o ajut. Vedeam suferințele tuturor copiilor din spital și mi se părea nedrept ca acei copii să sufere. Mi se părea nedrept, la fel cum mi se pare în ziua de azi nedrept ca copiii din țările sărace să fie maltratați de mici, să fie vânduți ca sclavi. Mi se părea nedrept și ceream la Dumnezeu să-mi răspundă la întrebările astea. Îi cerai o explicație? Îi ceream o explicație pentru ce se întâmplă în viața mea și în jurul meu. Nu am primit acea explicație atunci, dar știu că Dumnezeu mi-a dat în schimb altceva. Ce mi-a dat atunci era o înțelepciune de a mă apropia de oamenii de lângă mine. M-a ajutat să iubesc femeile din jurul meu, chiar femei care nu credeam vreodată că am să le suport în prezența mea. Femei care erau respinse de alte mame au ajuns să fie prietenele mele bune și mi-am dat seama că Dumnezeu face lucrul ăsta. Nici nu realizăm că acolo este o altă lume, mai ales în spitalul de copii, secția de hematologie, unde mamele stau cu ani împreună cu copiilor, până ori se vindecă, puține cazuri, ori sfârșesc viața. După ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu acolo în spital, impactul schimbării tale l-au văzut și celelalte femei? Da, l-au văzut. Eu eram și înainte o ființă mai veselă și dezinvoltă, dar acum era altfel de bucurie. Felul cum le vorbeam, cum acceptam să-mi vorbească ele, pentru că până atunci eram mai certăreață, nu-mi plăcea să-mi vorbească într-un anume fel cineva. Se vedea că m-am schimbat și personalul din spital a observat. Mă apropiam altfel de oameni, înțelegeam altfel. Am iubit copiii dintotdeauna. Mamele aveau încredere să-și lase copiii cu mine în salon sau să am grijă de ei, să mă joc cu ei pe coridor, să facem lecții de învățare alfabetului, de cântece. A fost și perioade bune, au fost și perioade mai grele. În perioadele grele mi-am pus toată nădejdea în Domnul. Tu sperai în permanență că Dumnezeu va face ceva, o va vindeca pe Adela?
Da, credeam cu toată inima mea că Dumnezeu va face o minune. O minune care vor vedea toți, care eu am să spun, uitați ce a făcut Dumnezeu, uitați minunile Lui, uitați dragostea Lui. Dar Dumnezeu a ales altă cale. După un timp în care Adela s-a simțit bine, în care toți am crezut că acel transplant a reușit, a urmat ultima perioadă în care a urmat o recădere, boala care de fapt nu dispăruse, doar simptomele dispăruseră, și a revenit cu toată forța această boală și ne-a adus din nou în patul spitalului, de unde nici nu am mai plecat. A fost o suferință lungă în care m-am simțit neputincioasă în fața durerii. Am văzut cât de dură e boala. Văzusem și până atunci la alți copii. Au mai fost copii care au suferit mult și care mă durea inima pentru ei văzându-i așa. Dar acum eram pusă în situația de a accepta că acest fapt să se întâmple sub ochii mei, în brațele mele. Și s-a terminat cu o seară în care suferințele lui Adela au luat sfârșit. Pot să spun că chiar cu o seară înainte, stăteam de vorbă cu Dumnezeu și spuneam că nu mai pot, că am ajuns la capăt, că aș vrea să fiu eu în locul ei. Tot timpul am dorit să fiu eu în locul ei, să port acea suferință. Și am făcut ceva care după aia n-am putut să-mi explic. Am zis, Doamne, e copilul Tău. Știam că Adela e copilul lui Dumnezeu, dar țineam să o am pentru mine. În acea seară am făcut gestul de a-i dărui lui Dumnezeu acel copil și de a-i mulțumi că voia lui se va face. Am făcut-o cu durere, dar am simțit o pace. Ne-am dat seama că Dumnezeu o iubește foarte mult. Te-ai deslipit de acel gând, de ideea vindecării? Da, cred că atunci, în seara aceea, am zis, Doamne, facă-se voia Ta. Dacă Tu vrei să o iei, ia-o. Mai zisesem și până atunci, în momentele de suferință cumplită, dar în acea seară a fost altfel. A fost efectiv o renunțare. Mi-am abandonat voința în mâinile lui Dumnezeu. Și am știut că Dumnezeu, și parcă l-am văzut pe Dumnezeu cum e acolo în fața mea, se uită la mine și întinde mâinile și mi-a copilul în brațele lui, dar nu era ceva dureros. Era o pace și o liniște care nu mi-o pot explica acum și nu mi-am putut explica-o nici atunci. Am văzut efectiv brațele lui Dumnezeu cum o țin pe Adela și eram așa împăcată. Iar a doua seară, când Adela și-a lăsat viața asta în urmă, a avut ultimele respirații, mi-am dat seama că, într-adevăr, Dumnezeu o ia. Simțeam cum o ia așa, încet, încet. Nu pot să descriu. Important este că ai avut deja libertatea asta. Da. Să privești cum se duce spre cer. Fetița ta a avut 5 anișori când Domnul a luat-o în brațele lui. Cum simți aceste răni, durerea despărțirii de fetița ta? Le simți vindecate? Nu pot să spun că le simt total vindecate, dar știu că Dumnezeu a vindecat o parte și încă mai vindecă. Perioada cu adevărat grea a urmat după aceea, după ce m-am văzut singură. Aia a fost într-adevăr perioada grea. Ai pierdut și ființa pe care ai iubit-o cel mai mult și în care ți-ai pus nădejde aici pe pământ. Da. Însă observ ceva, Ludmila. Dumnezeu a intervenit atât de gentil, atât de minunat, atât de frumos. A intervenit înainte de această pierdere ca să-ți prelucreze sufletul tău. Vezi cum te-a pregătit Dumnezeu? Dumnezeu este extraordinar în felul în care vrea să ne recupereze pe noi. Așa de puțin înțelegem modul lui de a lucra. Acum cred că realizez. Acum realizez. Și atunci știam că este un plan mai măreț decât reușesc eu să pricep. Spuneam că perioada grea a urmat a mea după aia, când m-am trezit singură, pentru că simțeam că mi s-a luat tot ceea ce era important pentru mine aici pe pământ și mi s-a luat scopul vieții mele. Întotdeauna am crezut că vocația mea este ca să fiu mamă. Și mi s-a luat acest drept, acest nume. Nu mai aveam
cum să-mi exercit această funcție. Nu știam să fac nimic altceva. Eram obișnuită ca toată viața să am grijă de copil. Nu te-ai revoltat împotriva lui Dumnezeu că totuși a luat-o și nu a vindecat-o? Ba da, a fost o perioadă în care m-am închis în mine. Nu înțelegeam planul lui Dumnezeu, nu înțelegeam voia lui. Simțeam că e lângă mine și mă mângâie, dar aveam nevoie de niște răspunsuri care, oricum, nu cred că le auzeam atunci. Dar începuse să-mi vină din nou sentimentul că trebuie să fiu tare, că nu trebuie să arăt durerea mea. Și atunci când oamenii veneau la mine și îmi spuneau ce găseau ei atunci să spună, mă mângâiau, alții mă încurajau, îmi opream sentimentele. Vreau să arăt că sunt tare și că pot să trec peste ce s-a întâmplat. Am continuat așa un timp, însă când eram doar eu, singură, răbufneam. Am și acum foi întregi de caiete scrise. Îi scriam lui Dumnezeu. Învărsam sentimentele, învărsam oful pe acele foi. Scriam mult. Nici nu știu cum puteam să stau atâta în fața caietului și să scriu și să plâng și să scriu și să plâng. Și ce scriai? Vorbeam cu Dumnezeu. Îi spuneai ce simți tu? Îi spuneam ce simt, îi spuneam ce îmi convine, ce nu-mi convine, îi ceream explicații. Vorbeam așa cu cineva care mă putea înțelege. Cum și găsești acum aceste caiete? Sunt momente în care mă uit în ele și îmi dau seama că de multe ori Dumnezeu mă răspundea atunci. Scriam și la un moment dat ajungeam să scriu răspunsul la ce întrebai. La ce întrebam, alteori Dumnezeu nu răspundea. De multe ori, după ce terminam de scris, eram așa de epuizată, așa de obosită, încât nu mai aveam nici lacrimi. Alte ori, simțeam că am rezolvat ceva din negocierile mele cu Dumnezeu. Ascultă, Ludmila, povestești ceva interesant. Ia aceste caiete și fă o carte din ele. M-am gândit și la asta. Cred că mie mai mult îmi place să vorbesc decât să scriu. Dar în momentele la de seama că mi-am pus viața pe hârtie, sunt multe foi, multe gânduri, frustrări, speranțe, vise, întrebări, răspunsuri. La un moment dat ai închis însă caietele? Le-ai închis? Sau le mai păstrezi deschise? Continui? Le-am ținut deschise mult timp și le-am folosit. Le-ai completat? Le-am completat. Le-ai umplut? Le-am umplut. Dar de la un timp, asta vreau să spun, cum Dumnezeu mi-a schimbat inima, de la un timp scrisorile mele au început să fie altfel. Au început să fie scrisori de dedicare, scrisori de mulțumire. Era ceva nou, dar venea din inima mea. Îl vedeam pe Dumnezeu altfel. Îmi dau seama că îl vedeam altfel pentru că eu eram schimbată. Dumnezeu lucrase în mintea mea și în inima mea prin aceste suferințe, prin aceste speranțe, un caracter nou, o minte nouă, o minte schimbată, o altfel de dragoste. Începusem să accept ceea ce Dumnezeu a îngăduit, deși nu înțelegeam, dar priveam altfel. E ca și cum privești de pe o scară mai înaltă. Când stai pe treptele de jos, nu vezi până departe. Când ajungi mai la vârful scării, vezi mai mult. Cred că așa a făcut Dumnezeu cu mine. M-a școlit, ca să zic așa. M-a trecut și prin școala suferinței, ca să dezvolte în mine un nou caracter. Îmi dau seama că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem să ducem. Și împreună cu suferința a pregătit și modul să ieșim din ea și a pregătit și un timp în care începem să înțelegem. Pentru că atunci când ești în suferință, într-adevăr nu pricepi. Ești pe scara de jos. Da, ești pe scara de jos. Și acel sentiment al goliciunii, poate chiar al pierderii credinței, depresie, mânie, sentimentul că ți s-a făcut o nedreptate, toate acestea sunt componente ale unei școli prin care trecem. Nu poți să eviți suferința. Ea vine, nu te întreabă când vine, nu-și cere voie, nu se programează. Efectiv, vine și tu te trezești în mijlocul ei. Și un suflet îndurerat nu poate să ocolească
mânia, suferința asta, durerea. Nu toți trecem prin aceleași suferințe. Fiecare avem măsura noastră. Cred că Dumnezeu s-a uitat la mine și a zis, fata mea, tu poți duce mult și am să fac din tine ceva special. Ai să vezi tu. Și cred că acum văd. Acum încep să văd lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că privesc suferința altfel. Cred că e o școală de care avem toți nevoie. Dumnezeu știe mai bine fiecăruia ce ni se potrivește. Pot să spun că mi se potrivește un verset din Psalmul 32, versetul 8, în care Dumnezeu spune, eu te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Exact asta a făcut Dumnezeu cu mine în suferință. Eu nu înțelegeam, dar Dumnezeu mi-a arătat calea, mi-a îndrumat pașii și m-a dus. Așa ca și cum duci un copil de mână. De multe ori copilul nu vrea, se dă înapoi, scâncește, e nemulțumit, dar părintele știe mai bine. Îl ia de mână și îl duce și când ne vedem în partea cealaltă, într-adevăr, vezi că Dumnezeu ți-a dat puterea. Ți-a dat toată puterea pe care ai folosit-o atunci, ți-a dat înțelepciune, ți-a dat scăpare. Forța lui s-a transmis din mâna lui în mâna ta. Exact. Noi nu știm, nu ne cunoaștem adevărat, noi nu ne cunoaștem adevărata capacitate. Dumnezeu asta vrea să ne descopere nouă, pentru că Dumnezeu ne știe deja capacitatea noastră, dar vrea să vedem și noi de ce suntem în stare prin puterea lui, pentru că fără el n-am putea să ducem nimic. Și în final ai înțeles scopul suferințelor. Viața ta s-a schimbat în vreun fel, Ludmila? Da, viața mea s-a schimbat. În timp Dumnezeu mi-a pansat rănile, mi le-a vindecat. Mi-a vindecat mintea, amintirile. Le-a șters. Le-a șters în mare parte. Și Dumnezeu m-a adus mai aproape de El prin tot acest proces. Și m-a adus într-un nou stadiu al vieții mele. Anul trecut m-am căsătorit. Dumnezeu a adus în viața mea un bărbat extraordinar pe care îl consider darul lui. E într-adevăr un dar pentru că mi-a adus bucurie multă. M-a adus mai aproape de Dumnezeu. M-a făcut să văd minunile lui Dumnezeu mai mari. Sunt iubită, soțul meu mă iubește foarte mult. Și tu? Eu îl iubesc foarte mult. Este... Câteodată stau de vorbă cu soțul meu și ne spunem, măi, cred că așa au fost și în rai. Adam și Eva se iubeau așa cum ne iubim noi. Ce fain! Mă bucur așa de mult de partea aceasta de final până la acești 30 de ani ai tăi, Ludmila. Mă bucur pentru că Dumnezeu știe să pătrundă cu căldura Lui și să topească toate ghețurile din noi. Și într-adevăr ne trece prin aceste școli, așa cum ai amintit tu, spre binele nostru. Dragi ascultătoare, ați cunoscut-o pe Ludmila Vlădescu. Viața ei a fost tumultoasă și am putea spune, a fost un tunel până în momentul când Dumnezeu a scos-o de mână la lumină. Chiar dacă drumul a continuat o vreme pe pietriș și pe bolovăniș, însă El a ținut-o de mână și a văzut că o poartă spre înălțimi. Dorim din suflet ca Dumnezeu să vă poarte și pe voi spre aceste înălțimi ale cunoașterii Lui. Nu uitați, suferințele te apropie de Dumnezeu. Nu le respinge și nu le priviți ca niște pedepse. Pentru că prin suferință se arată mai puternic îmbrățișarea și dragostea lui Dumnezeu în viața noastră. Până la o nouă întâlnire, vă spunem la revedere, fiți binecuvântate, Dumnezeu să vă facă cu adevărat fiicele Lui. Vă doresc să fiți binecuvântate, să creșteți tot mai mult în cunoașterea Dumnezeului nostru minunat și să vedem minunile Lui în fiecare zi, pentru că în fiecare zi de când ne trezim, îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. La revedere! Al cerului, Dumnezeu slăvit, Tu m-ai creat așa de minunat. Îngerii îți cântă pentru tot ce Tu îmi dai, dragoste
eternă tu mi-ai dat. Tine, Doamne, mă încred neîncetat, n-am cuvinte să îți mulțumesc. Și mă închin. Tine, Doamne, mă încred neîncetat, n-am cuvinte să îți mulțumesc. Ție, Doamne, îți cânt neîncetat, în fața ta eu stau și mă închin. În noaptea grea, de când te-am cunoscut, te iubesc nespus de mult, inima-mi dorește prezența ta. În tine, Doamne, mă încred neîncetat, n-am cuvinte să îți mulțumesc. Ta eu stau și mă închin. Tine, Doamne, mă încred neîncetat, n-am cuvinte să îți mulțumesc. Ție, Doamne, îți cânt neîncetat, în fața ta eu stau și mă la inimă.
femeile.